Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Lucia Bivol. În clipele ce urmează, vă îndemn să rămâneți alături și să parcurgem un nou subiect la dezvoltare personală. Astăzi vom identifica cele 6 categorii principale de alimente necesare pentru o dietă sănătoasă. Vom enumera elementele nutritive de care are nevoie omul pentru a fi sănătos. La fel vom recunoaște alimentele sănătoase, dar și dăunătoare sănătății. Vom alcătui și un meniu al unei zile cu alimentație sănătoasă, înțelegând necesitatea unei alimentații echilibrate. Dragi elevi, încă din antichitate, medicul grec Hipocrate, care a trăit 104 ani, scria: cu cât ne hrănim mai mult și mai bine, cu atât ne dărâmăm viața mai repede. Introducerea alimentației carnare prin vânătoare și prin creșterea animalelor domestice a fost considerată drept cauză principală a scurtării duratei de viață. De asemenea, consumul în exces de dulciuri concentrate solicită prea mult pancreasul și duc uneori la diabet saharat. Stilul de alimentație în grabă, cu produse fast food încărcate cu grăsimi, cărnuri și multe alte, predispune la dependență. De aceea trebuie să știți că alimentația corectă este primul pas către o viață lungă și sănătoasă. Pitagora menționa că în cumpătate stă forța spiritului. Ulterior, orientalii, în special tibetanii, au pledat pentru o reducere a cantității de hrană, punând mare preț pe felul cum se face masticația, de exemplu, și mai ales pe ritualurile mesei, în liniște și respect. De altfel, popoarele care prin tradiție exclud excesele alimentare, cum ar fi japonezii, au o rată mult mai scăzută a îmbolnăvirilor. Consumarea de alimente, așadar, se realizează din mai multe motive. Pentru a crește, pentru a trăi, pentru a fi sănătos, dar și pentru a obține energia necesară pentru a învăța și a merge. Care este acum opinia ta? Mâncăm pentru a trăi sau trăim pentru a mânca? Desigur, pentru a crește armonios și a avea un trup suplu, puternic, frumos, trebuie să consumi alimente variate, câte puțin, din fiecare. Trebuie la fel să-ți impui tu singur o alimentație sănătoasă, corectă și rațională. Hrana ta, adică mâncarea și băuturile pe care le consumi de câteva ori pe zi, e bine să fie echilibrată, nici excesivă, nici săracă în substanțe nutritive. Dacă mănânci după instinctul nesățios sau poftei și consumi de pildă multe ciocolate, prăjituri sau înghețate, s-ar putea ca mai târziu să regreți amarnic. Dacă îți plac mult mâncărurile și preparatele grase, pâinea, pastele făinoase, smântâna, untul, frișca, trebuie la fel să fii atent. Consumate în cantități mari aceste alimente tentante, cui nu-i plac, să zicem, pot provoca mai apoi deteriorarea stării de sănătate. Cum, te întreb? Întâi te poți îngrășa și ca urmare e posibil să contactezi boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, ei și multe altele. Încă din copilărie, de aceea, trebuie să-ți impui prin voință să nu te îngrași. Dimpotrivă, să fii zvelt, armonios, construit, plăcut în relații cu cei din jur. Haideți să vedem care sunt beneficiile unei alimentații sănătoase. Prin consumul de fructe bogate în vitamine și a legumelor bogate în proteine, omul reușește să evite anumite boli și să își încetinească procesul de îmbătrânire. Vitaminele sunt substanțe esențiale pentru creșterea, menținerea stării de sănătate a omului. Se știe că în lipsa acestora, o persoană n-ar putea supraviețui decât câteva luni. De altfel, chiar cuvântul vitamine provine de la cuvântul latinesc vita, ceea ce înseamnă viață. Și acum aveți în continuare o listă imensă de alimente benefice. Acestea ar fi proteinele. În primul rând sunt cele care construiesc trupul nostru, găsindu-se în mușchi, oase, piele, creier, ficat și inimă. Noi le luăm din alimentele de origine vegetală.
cum ar fi fasolea, mazărea, nucile, cerealele, dar și soia. Totuși, nu trebuie să exagerăm consumul de proteine, ele trebuind să totalizeze doar 20% din alimentația noastră zilnică. De exemplu, un elev aflat în creștere are nevoie numai de 100 grame de proteine pe zi. Glucidele, adică substanțele dulci, sunt și ele o sursă importantă de energie pentru copil, dar și adolescent. Dar nici aici nu trebuie să exagerăm. Fiecare știe asta. Luați glucidele mai puțin din dulciuri, cum ar fi ciocolată înghețată, dar mai mult din fructele și legumele proaspete, din cereale sau lapte. Nu uitați că există glucide și în alimentele care nu au gust dulce, cum ar fi pâinea și cartofii, însă acestea îngrașă. Adoptarea unui regim alimentar natural asigură o hrană completă pentru menținerea energiei organismului, fără să ducă la anemierea trupului și a minții. În alimentația rațională, stimați elevi, cu o hrană sănătoasă, se recomandă cât mai multe legumene fierte, salate ușor asimilabile cu morcov, cum ar fi morcovul, care, de exemplu, previne îmbătrânirea tenului și apariția ridurilor. Salata verde, spanacul, țelina, ridichea, varza, conopida, mărarul, pătrunjelul, mazărea, castraveții, ardeiul, ciupercile și multe altele. Suntem ceea ce mâncăm. Vitamina B este prezentă în nuci, fasole, ouă, ficat, lapte. În absența acestei vitamine, se produc în final tulburări nervoase, uscarea pielii, căderea părului și oprirea creșterii. Vitamina C contribuie la creșterea și rezistența organismului. Se află în legumele sau fructele proaspete și se distruge prin fierbere, așa că ar fi mai bine să le consumați proaspete. La fel, abundă în vitamina C următoarele: lămâile, portocalele, roșiile, zarzavaturile. În absența vitaminei C se produce boală numită scorbut, de care sufereau și chiar mureau marinarii care plecau în expediții geografice. Vitamina D, la fel, este foarte importantă pentru organismul nostru. Ea favorizează creșterea oaselor. În lipsa ei, mai ales la copiii săraci din țările africane și asiatice, se produce boala numită rahitism. Asta duce la deformarea oaselor scheletului. Oasele rămân moi, fără a putea să susțină greutatea corpului. Această vitamină se găsește în untura de pește, unt, ficat, gălbenușul de ou. Și vitamina A, la fel, favorizează o vedere bună, creșterea corpului. Ea o găsim în unt, untură de pește, gălbenuș de ou, în rădăcini de morcov, caise, roșii și piersici. Trasează corespondențe. 1. Lactatele contribuie, carnea asigură, fructele, legumele, cerealele. 2. Ce oferă alimentația sănătoasă? Există ceea ce numim o sănătate a alimentației. Suntem ceea ce mâncăm, cum am spus mai sus. Corpul nostru, dragi elevi, are nevoie pentru a crește și căpăta energia necesară muncii, învățăturii, de alimente diverse, de substanțe nutritive, dar în cantități potrivite. Se recomandă de către medicii nutriționiști câteva mese echilibrate în care alimentele diferite să completeze meniul zilnic. Substanțele de bază din mâncare sunt așadar proteinele, glucidele și lipidele. Din copilărie trebuie să le cunoști. ABC-ul sănătății. O treime din produsele alimentare consumate într-o zi trebuie să fie legume și fructe.
o cincime produse lactate și carne, restul produse obținute din cereale, ovăz, grâu, porumb. Rare ori pot fi utilizate și dulciurile, cum ar fi bomboane, biscuit, ciocolată, etc. Apa, el tot, este un produs alimentar și trebuie consumat zilnic, minimum 6 pahare. Toți copiii, la fel, au nevoie de cel puțin câte 2 legume și fructe în fiecare zi, ce ar conține vitamina A și vitamina C. Scrie mai jos pe spațiul rezervat fructe și legume care conțin vitamina A și vitamina C. Continuă citatele. 1. Masa de dimineață ia-o singur. Prânzul împarte-l cu prietenii, iar cina. Și 2. A mânca nu e rușine când mănânci. Asta am avut să vă povestesc astăzi. Mulțumesc pentru atenție! Thank you.